Unul dintre cei mai profesioniști medici dentari din Drobeta, Turnu Severin, și-a deschis astăzi cabinet stomatologic într-o clădire modernizată de primarul comunei Svinița, Nicolae Curici. Cum e obiceiul să tăiem panglica și vă rog să mă ajutați să fiți lângă mine, veniți și doamna doctor. Doamne ajută și doamne ajută. Cât mai multe să tăiați. Da. Deci să vă dați blagoslovi ovo selo i sve one koji žive u njemu. O nouă veste bună pentru locuitorii comunei Svinița. Începând de astăzi, aceștia vor beneficia în cadrul unui dispensar medical și de un cabinet stomatologic dotat cu aparatură modernă, care va fi utilizată de unul dintre cei mai buni specialiști dentari din Drobeta, Turnu Severin. Programul pentru început va fi de 2 zile pe săptămână, vinerea și sâmbăta, și se va extinde în funcție de necesitate. Sunt bucuroasă că domnul primar ne-a dat ocazia să deservim cetățenii acestei comune, care e o comună minunată, cu oameni minunați, și îi ajutăm cât putem de mult. Programul este vinerea și sâmbăta, după necesitățile lor. Cabinetul este în special pentru copii sau adulți sau pentru toată lumea? Este cabinet pentru toată lumea. Vom face tratamente stomatologice, vom face de asemenea lucrări protetice, deci tot ce au nevoie și, de ce nu, prevenție pentru micuții de la școli. Comuna Svinița este un șantier în lucru, în ultimii ani fiind realizate investiții substanțiale în toate domeniile. Primarul comunei, Nicolae Curici, a fost și este un om gospodar, muncitor și implicat în problemele comunității pe care o conduce. Acesta a reușit de-a lungul anilor să transforme comuna Svinița într-o localitate la standarde europene, cetățenii beneficiind de condiții de trai din ce în ce mai bune. Astăzi inaugurăm cabinetul de stomatologie. Am făcut un proiect pe PNDL2 cu ajutorul Guvernului României, am reabilitat tot dispensarul, l-am modernizat și pentru prima dată avem un cabinet stomatologic, să zic, model, cu aparatură, cu tehnica modernă. Nu e de ajuns că avem aparatură tehnică, dar avem și un bun medic stomatolog, pe doamna Enache Mariană. Începând de astăzi, dispensarul din localitate a fost completat și cu un cabinet stomatologic modern, iar cetățenii nu vor mai fi obligați să străbată 10 de kilometri pentru a-și rezolva problemele dentare. Un cabinet stomatologic este foarte necesar pentru locuitorii comunei Svinița, deoarece cel mai apropiat cabinet stomatologic este în municipiul Orșova, la 50 de kilometri, și în al doilea rând nu există microbuze, autobuze care să facă transportul în comun. Și atunci acest cabinet este chiar foarte binevenit. Și de aceea, prin programul PNDL, când am reabilitat tot dispensarul medical, am ținut neapărat să avem și un cabinet stomatologic dotat și utilat cu aparatură dintre cea mai modernă. Sigur, la început am convenit cu doamna doctor Enache Mariană să aibă un program de 2 zile pe săptămână și în funcție de necesități, de ceea ce vor locuitorii comunei, probabil o să fie și 3 zile la acest cabinet. Sperăm că doamna doctor se va integra în comunitatea noastră, unde sunt peste 90% sârbi, și vom colabora foarte bine. Fie că vorbim de modernizarea infrastructurii rutiere, educațională și de sănătate, autoritățile din această localitate și-au arătat prin proiecte concrete respectul și dragostea pe care o poartă cetățenilor care i-au investit cu încredere.